Salutare și bună seara, dragi prieteni! Surpriză la tine acasă, cu mare drag din nou ne-am pornit la drum. Să aducem emoții frumoase și un licăr de fericire în ochii celei care astăzi are o sărbătoare frumoasă, cei 19 ani, care îi bată luptă cu vieții, cu siguranță fericită, căci oamenii dragi se vor aduna, care au reușit, care nu vor veni după noi, dar noi venim aici, spre Tatiana Ieftimii, ce face 19 ani frumos și luptă cu vieții. O vârstă atât de tânără și minunată, când încă are foarte multe uși să le deschidă, are o cale frumoasă înainte, mai ales având-o pe cel, Stas, care este alături și o iubește foarte mult. Din partea lui venim și cu atâta dragoste și dor. Ne-a rugat din suflet să-i aducem astăzi Tanișei lui un licăr de emoție, să-i spunem cât de mult o iubește, să-i cântăm împreună la mulți ani și să marcăm acest eveniment frumos printr-un video care să se păstreze și să ducă frumos amintirea acestei zile de 19, amintirea acestei dorințe frumoase a lui Stas, de a-și surprinde prietena și de a-i spune în așa mod frumos la mulți ani, scumpul meu puișor, că și asta ne-a rugat să indicăm și pe torta dulce, delicioasă, pe care i-am pregătit-o Tanișei astăzi în zi de sărbătoare. Haideți, dragii noștri, și aici, în Cucunești, în Glodeni, să aducem emoțiile frumoase, să facem oamenii să plângă de fericire, să zâmbească de fericire și să se simtă bine împreună cu noi, că ei să fie cu mine acasă și, desigur, eu până separat. Haideți cu mâna ta cea cu parfum de dragoste, ne-am jurat un lucru sfânt și nu uita. Ne vom iubi toată viața așa. Te iubesc de la pământ la cer. Te iubesc cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, dragă Tanișa, să ne trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Eu te salut cu mare drag. Mă numesc Olesia Palade, reprezint echipa Surpriză la tine acasă. Vin de la Șofălești și fac o cale frumoasă spre tine de a-ți aduce astăzi o surpriză frumoasă la această vârstă frumoasă și deosebită a ta de 19 anișori. O spun cu atâta invidie frumoasă și albă, pentru că fiecare ar vrea să întoarcă anii înapoi, să se întoarcă la această vârstă minunată și frumoasă, când tinerețea și dragostea bântuie în sufletul tineretului, când încă foarte multe vise cu siguranță le ai și noi îți dorim din suflet să ai putere și curaj să le copleșești și să le realizezi. Împreună cu oamenii dragi care îți sunt alături și te iubesc, părinții, prietenii, frate, cu cine mai văd aici, cine am reușit să apuc ochii și ori pe ăștia să-i spun. Și în general mai vreau să știm de tine. Vreau să te întreb dacă te întrebi în partea cu din noi și cine ar fi gata să-ți facă un moment frumos să ai să fie și să bătă. Prietena. De ce eu? A, ești de Fălești? Nu. Eu da. Am înțeles. O părință, nici eu. Așa? Și mi-a primit? Sau poate mi-ai spus? Hai, mă, prieteni. Primul om care pleacă de la sărbătoare este Stas. Așa. Bun, te-am așa spun, că noi nu o să te chinuim. Și am să-ți spun așa. Vine în partea acelui care te dă foarte dragoste frumoasă. Venim din partea celui care a ieșit la legătură cu mine și mi-a spus că curând prietena lui Tanișa și mi-a spus Tanișa sau Tatiana niciodată Tanișa. Și eu am să spun și eu cum fac Tanișa, că tot am un copil acasă și îl chemă Tanișa. Pentru mine numele Tanișa este mai frumos decât cele frumoase. Și mi-a zis așa, pentru Tanișa vreau să-i fac o surpriză. Simplă, dar frumoasă. Vreau să o văd să zâmbească. Vreau să-i aduc un licăr de bucurie în ochișorii ei frumoși pe care îi iubesc foarte
Dar e frumos atunci când bărbații, cum băieții, au curajul să vină la legătură cu o echipă de surprize. Și eu îi mulțumesc lui Stasca, nu m-a ales cu mine, să facă un moment frumos prieten. Deci, atunci când oamenii dragi se iubesc, cu siguranță atunci vin și dorințe de a face ceva frumos omului drag. Azi a venit cu o floare și ți-a spus că nu am, că n-am primit salariu. Salariul era trimis la noi, sărmanul băiat. Așa, dar să nu știi tu, că dacă ți spunea ceva, normal că nu mai era surpriză. Și nu știu ce s-a venit Tanioșa atunci, ei chiar nu au putut să strângă ceva bani, să vină și el măcar cu un tort mai stas. S-a pregătit cu dragoste față de această surpriză și m-a rugat din suflet să aleg ceva frumos pentru tine, ceva care să reprezinte dragoste, ceva care să reprezinte emoțiile față de tine, sentimentele față de tine. Și am să zic așa, sunteți minunați cât sunteți și tine. Și dacă dragostea voastră are o durată de trecută de 2 ani, sunteți bravă și frumoși. Să vă dea Bunul Dumnezeu în continuare putere și răbdare, să vă acceptați așa cum sunteți, să vă iubiți, căci dragostea e frumoasă atunci când e formată din 2 oameni frumoși. Și ce o să fie în continuare, Bunul Dumnezeu știe. Noi știm astăzi doar că este ziua ta, că astăzi tu meriți tot ce mi-e frumos în lumea asta, cuvinte de sănătate, de fericire, de atenție celor dragi. Și să nu-ți niciodată, că în general femeie, nu doar în zile de sărbătoare, merită totul și încă un pic, pentru că noi suntem cele mai gingă și ființe de pe asta lume. Și voi sunteți născuți din femei și voi aveți acasă câte o femeie care se numește mamă și este cea mai scumpă pentru fiecare dintre voi. Și la fel, tu cândva ai să ajungi femeie, mamă, cea de dătătoare de viață. Și pentru asta merităm să fim iubite și stimate de cei care ai de bărbații noștri. Uite, prin stimă și respect și dragoste, am să-ți aduc, eu nu știu dacă sunt 19 sau mai mulți, dar vreau să-ți iei cu drag că ți este a tău. Așa, și să bucur de el. Uite, este pregătit un tort în formă de inimă. N-am să te întreb ce simbolizează inima. Știm cu toții. E simbolul dragostei. E simbolul dragostei care îl puteți voi între voi. Și vreau din suflet ca această dragoste frumoasă a voastră, dacă este curată și sinceră, să crească. Și să vă bucurați și voi și părinții voștri de voi. La mulți ani, Tanioșa, împreună cu Stas. Să știi că a avut foarte mari emoții și a vrut să te vadă, să zâmbești, nimic mai mult. Nu este o dovadă a dragostei, este un gest frumos. Pentru că dovada dragostei, bărbatul trebuie să o aducă pe tot parcursul vieții. Prin stimă, prin înțelegere, prin ajutor și prin brațe care să dovedească că el este alături. Prin putere și prin faptul că bărbatul în general se consideră ființa mai puternică, dar noi femeile așa, mai mulcuțe, mai gingă și plângă ei. La mulți ani să te ajuți ca să o ții sau o iei tu. Nu e greu, are 3 kg, dar dacă o ții mult, simt. Aha, frate, îi poți confirma, da? Așa, și uite aici avem un tablou. Și-i plouat, și-i cătăit de la bălți și până încoace și nu-i vrei. Eu sper din suflet undeva aici, pe perete, să se păstreze. Este poza voastră, dar sper din suflet să facem în seară niște poze foarte multe, ca data viitoare când mai venim să avem o alegere mai vastă de a face tablouri. Tare ne-a fost nouă ușor să alegem ceva din ceea ce aveți voi. La mulți ani frumoșiți. Uite așa. Din suflet, în primul rând, am să-ți spun să fii sănătoșică, să rămâi tot așa de frumoșică și gingășă, să zâmbești, căci zâmbetul prelungește viața și chiar când ai să ai parte de obstacole în viață sau clipe mai grele, sau chiar dacă stai, te mai supăr, dacă siguranță te mai supăr, nu există relație sau viață de familie, nu mai există supărări, neînțelegeri, trepte care coboară, trepte care urcă, dar anume cred că viața ne face să trecem mai ușor peste toate obstacole și momentele de durată, întâlnire de durată, ne face să ne înțelegem și caracterul și care și ce prezint, cum s-ar spune, da? Și știm că când trebuie să tacem, când trebuie să ne supărăm, dar noi fetele suntem de asta așa mai plângăcioase, plângem și treabă și fără treabă. Stau, tu deja cred că ai trecut prin lecția asta, să-i dai trezare, că toți suntem așa, fără excepție. Că dacă plângem, numai că vrem o leacă de atenție. Trebuie să ne îmbrățișați, să ne sărutați, să ne spuneți ceva frumos și noi ne liniștim. Tangeraș, așa-i tăniș. Iată așa, vezi, eu țin cu tine un pic. Dacă ai și tu ceva, nu știu de obicei, așa, finisăm. Te uiți la cameră și îi spui, uite, te uiți aici și îi spui că e lângă tine și taci. Întotdeauna așa-i cu mine? Sau numai când este cameră? Câteodată. Așa, îți cumpere o cameră și s-o pui așa. Și aia nici gurița nu se auzi. Da. Vreau să-i mulțumesc mult pentru acest cadou. Nu m-am așteptat.
M-am așteptat la cadou, dar așa nu. Și știi cât e piesa. Bravo. Bravo. Sunteți minunat și frumoși. Mulțumim vouă. Mulțumim părinților care au crescut copii frumoși și minunați. Mulțumim părinților care ne-au primit în casa lor și ne-au zis: cine, Doamne, Sfinte, mai intră, ne întrebați și ne chemați. Așa, și fratele care a ieșit la parte și ne-a ajutat să ajungem spre tine să ținem la mulți ani. Și stați, desigur, el a avut încredere, el te-a ținut aici. Cum stați să scrie cu noi? Ce-i spune el, Tăniușa? Mă scriu cu alta, dar spate, azi că-i ziua ta? Sau nu? Așa, bun, facem niște poze cu voi și vă lăsăm să vă așteptați la aspeții dragi. Să-ți spun ce simt când zâmbești, când îmi vorbești, când te ating. Soarele a răsărit cu dragostea ta.